ți-a părut? A fost o primă repriză nu tocmai bună pentru un derby, dar ținând cont că Steaua a câștigat și mă bucur acest lucru pentru că au șanse mult mai, foarte mari anul acesta să câștige campionatul, trebuie să trecem cu vederea peste acest meci. Derbiile au fost și pe timpul meu și înainte generației mele și acum sunt la fel, pentru că sunt suporteri, sunt aceiași, joacă Steaua cu Dinamo și rămâne un derbi. Coman? Da, Coman este într-o formă foarte bună și din punctul meu de vedere. Este un jucător care cred că ar trebui să facă pasul în străinătate. Dinamo ce se poate salva, nu le merge nimic bine. Este greu, dar sincer nu mi-aș dori acest lucru pentru că anul acesta chiar sunt foarte multe echipe cu tradiție în România, în Liga 1 și e păcat să nu mai existe aceste meciuri și aceste derbiuri. Nu pot să vorbesc, eu să-mi dau cu părerea, că nu știu ce e acolo. Burcă știu că a făcut o treabă extraordinară anul trecut. Era la un pas să nu prindă play-off-ul și a ajuns în Liga 1.